Bună ziua, bine v-am găsit. Azi suntem pe 20 mai 2022. Și acum ceva timp am organizat, să zic așa, această colonie pe două corpuri și să vedem dacă foile sunt construite, patru foi, și să mai dăm niște foi. Cum să vedeți, deci, Albina e cu poftă de lucru. Suntem în plin cules. O să vă arăt ce înseamnă acest lucru. Mai am niște colonii de albine care, să zic așa, că sunt rachete. Zic eu rachete acum. De-aia că îmi plac mie foarte mult. Avem și ceva miere. Avem oxalicul. Dar ne interesează ce facem mai departe acum, da? Prima dată îndepărtăm diafragma asta, că el este deocamdată pe 8 rame sus, 8 jos. Da, așa este. Mai precis 9 jos. Și să începem să ridicăm din rame. Acum toată lumea vrea, adică de acord cu ai organizarea. Asta e o ramă de după diafragmă și aici o acărat. O să o las aici. Și să trecem la cuibul coloniei, partea superioară. Și voi ridica catul și mă voi uita în partea de jos să văd care este organizarea lui. Și dacă este în friguri, ce mă interesează cel mai tare, este dacă e în friguri. În friguri nu este, da? Avem aici o botcă de toată frumusețea. Iată aici. Este o botcă de schimb liniștit. S-ar putea să fie o botcă de schimb liniștit. Dacă această colonie merge pe schimb liniștit, vom vedea. Ar fi fain. Am și unde să o dau. Dacă ea a pornit pe schimb liniștit, știu că este o matcă mai în vârstă, da? Acum ar fi fain să mai găsim una. Ar fi perfect să mai găsim o matcă, o botcă de schimb liniștit. Acum am făcut să mă uit la tot cuibul. Se mai întâmplă și din astea. E o colonie frumușică, ar merge luată botca și utilizată. Fiindcă chiar dacă este botcă de schimb liniștit, trebuie să te uiți un pic la colonia asta, cum arată, cum depune matca ouă, dacă merită luată acea botcă sau nu, sau o distrugem. Ea încă depune foarte bine pe acea foaie care am dat-o data trecută. Depune foarte bine. Ce facem cu acea botcă de schimb liniștit? Ce facem cu ea? Am eu niște nuclei care n-au matcă.
Adică le-am lăsat așa, au explozat albina. Și direct acolo o duc. O să vă arăt unde o duc acea botcă. Iau cu ramă cu... Ce să zic, nici nu are rost să... Mai avem aici, da. Și pentru asta am luat. Nu știu dacă mai e chiar timp liniștit. Ea e doar două boci, e bine. Arată bine și fiind pe mijlocul stupului, ar merge folosită. O să o ducem acum. O ducem și pe ea. O ducem și pe ea. Dacă găsim patru, e perfect. Dacă găsim patru, e perfect. O să vedem. Am găsit două căpăcite. Deci putem utiliza botcile respective. Și vom veni tot așa la o dată, la câteva zile, să culegem astfel de boci. Dacă mai apar. Ne uităm, verificăm, poate mai apare vreun. Dacă mai apare vreun, o luăm. Deocamdată avem două. Sunt destul de rare aceste boci. Și când apar trebuie să te folosești de ele cât mai bine. Avem și aici. E perfect aici. Sunt de schimb, că dacă erau de roire, erau foarte mult. Iată, avem două frumoase, trei. Avem de unde alege să le utilizăm astăzi. Faină. Faină. Bun. Acum o să aveți ocazia deci avem 4, 5 ceva de gen și mergem la nuclei să vedem care e situația la nuclei și în funcție de ce găsim acolo le voi împărți. Aici avem o ramă, aceasta trebuie decăpăcită, că altfel ne umplem de varoa. Dar surpriza sunt bocile acelea de schimb. E diferență destul de mare între boțile de schimb liniștit și cele de roire. Avem aici și ceva miere și ceva trântori, o luăm. Așa arată, vă arăt. Aici avem trântorii și miere de calitate aici. Acum proaspăt căpăcită și trântorii tot au fost căpăcite. Așa. Deci, atât avem de făcut la ăsta, nu mare lucru decât să luăm bocile acelea. Azi nu aveam în plan să fac nuclee, nici nu o să fac cam alte lucrări. Dar mâine cu asta ne ocupăm. Nu-mi e un an.
Mâine cu asta ne ocupăm cu bocile. Curios este că curge încă. O să luăm de aici. Avem aici o botă, o să o luăm. Să vedem dacă reușim. Am reușit. Și aici mai avem una care acum e în construcție. O să o luăm mâine altă dată. O să tot luăm boci de la această colonie. Dacă am reușit, nu mi se pare prea mare asta. Cam asta e cu bocile de schimb liniștit, ele sunt rare. Și nu ăsta era planul la această colonie. Bun, rămâne așa și mâine venim, încă o să iau rama cu tot cu botcă. O să iau cu totul rama și în locul ei mai aduc rame, eu știu. Ar trebui să verificăm și partea de jos, să vedem, nu cumva avem și jos. Să vedem dacă avem și jos, atunci am... Atunci vom vedea dacă putem să le folosim. Bun, hai să ne uităm jos. Hai că ne uităm jos, să desfacem scufa și să vedem dacă jos avem ceva boci. Să vedem dacă avem jos. Eu venisem să-i dau foi la construit. Bine, de construit la construit, dar nu prea înțeleg eu acele boci de schimb liniștit. Să stea masca jos și să nu mai aibă contact, încă n-are grație Hahnemann. Aici avem miere. Este destul de frumos. N-ai zice că e o matcă, să zic așa, pe sfârșit. Știu că e mai în vârstă, dar asta este. Vom tot aduce puiet la ea, aducem puiet larvar și
și luăm rama cu botca. Cam așa se voi proceda până ajung la... până când poate ia. Acum eu știu că la un moment dat, aici avem mieră, la un moment dat o să o elimine albina, se va înerva într-o zi și zice, ia stai mă, botcă, botcă, da, unde dispar bocii. Avem bot și jos, deja suntem la 6. Bun, deci asta este. Va trebui să o caut și pe matcă. Din acesta facem nuclee. Dați seama că ies câteva nuclee bune. Dintr-o singură colonie de albine faci mai multe nuclee. Mai multe decât aș vrea eu, da? Vom vedea mâine. Mă uit după ouă, să știți că după ouă mă uit. Să vedem dacă are ouă. Avem o botcă deocamdată. Iată ce ușor se fac nucleele. Nici prin cap nu strece cât de ușor le faci. Când ai peste o colonie din asta, care trebuie să o împarți până la urmă. Da, o matcă e în regulă. Este aici matca. E o matcă mai în vârstă. Partea de jos în colț acolo, o matcă marcată. Deci acum sunt sigur, matca este destul de mare, nu este de roit, nu e în friguri, deci boci de schimb. Bun. Mâine facem nuclee. Dacă am găsit matca, știu că e marcat. Știam că este o matcă mai în vârstă, dar nu mă așteptam să fie de schimb liniștit. Dacă aducem puiet, căpăcit și larvar, ea va continua cu bocile. Tot la 10-12 zile vom găsi boci căpăcite. Bun, deci atât avem. 5 bucăți oficiale. O să le transform în nuclee cu 5 rame. Voi lua 5 rame de aici și voi împărți în 5. Bun, cam asta este. Am văzut și matca și depun ouă. Nu trebuie decât să le culegem. El va rămâne pe un singur corp mâine. Acum cam asta este. Bun, atât am vrut să vă arăt. Am vrut să vă arăt cu totul altceva, dar a ieșit o altă treabă. Vreau să vă arăt că mai pun foi, dar nu mai punem nicio foaie. Cam asta este.
Până data viitoare, numai bine. Mai am eu familia acolo care e mare, nu știu ce voi face cu ea, dar vedem.